Să te laudăm. Învierea ta, Hristoase, Îngerii-o laudă în ceruri și pe noi pe pământ cu inimă Mântuitorul nostru, Îngerii-o laudă în ceruri, iar pe noi, pe pământ, cu inimă curată, ne învrednicește să te cu inimă curată.
Mântuitorul nostru, îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi, pe pământ, cu inimă curată, ne învrednicește să te lăudăm. El a stins și mie. Aprinde-ți-l în Hristoase, Mântuitorul nostru, îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi, pe pământ, cu inimă curată, ne învrednicește să te lăudăm. Thank you.
roagă în cerul. Și pe noi, pe pământ, ne-nvrednicește cu inima curată să te mărim. Și pentru ca să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L mărim. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată, s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, căci știu că pe Iisus cel răstignit căutați. Nu este aici, căci s-a sculat, precum a spus. Veniți să vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenicii, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis: să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între evrei până în ziua de astăzi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Slavă Sfintei, cele de o ființă de viață făcătoarei, nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat.
vrăjmașii lui și fugind de la fața lui cei ce îl urăsc pe dânsul. Topește fumul și nu mai este, deci se trece ceara de la fața focului. Iară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu și drepții să se mântuiască. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte. Oh!
și Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și pentru tot poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul român cel binecredincios de pretutindeni, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce în credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului și îmbelșugarea roadelor pământului, pentru vremuri pașnice în lume, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia, nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, în harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, cărtând și celor din morminte, viață. Ziua învierii să ne luminăm popoare, pași.
Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi. Cei ce-i cântăm cântare de biruință. Hristos a înviat din morți, să ne curățim simțirile și să-L vedem pe Hristos, strălucind cu neapropiată lumina învierii și cântând cântare de biruință, luminat să-L auzim, zicând bucurați-vă! Hristos a înviat din morți, cerurile după cuvință, să se veselească și pământul să se bucure și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, că s-a sculat Hristos, bucuria cea veșnică. Hristos a înviat din morți, cerurile după cuvință, să se veselească și pământul să se bucure și să prăzuiască toată făptura cea văzută și cea nevăzută, că Hristos a înviat bucuria cea veșnică. Hristos a înviat din morți, ziua învierii popoare să ne luminăm, Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință. Iară, în pace Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, în harul Tău! Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și frulea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să vă dăm! Ție, Doamne! Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și prurea și în vecii vecilor. Amin! Iisus a înviat din mor, venit să bem băutura nouă, nu din piatră zdearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, pentru care ne întărim. Hristos a înviat din morți, acum toate s-au umplut de lumină, și cerul și pământul și cele de dedesubt. Deci să prăsnuiască toată păpura învierea lui Hristos, întru care s-a întărit. Hristos a înviat din morți, ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine, cel ce ai înviat. Răstignit-o m-am ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărește, Mântuitorule, într-o împărăția Ta. Hristos a înviat din
din băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii. Cel izvorât din mormântul lui Hristos, pentru care ne întărim. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apăre, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, în harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, pururea Fecioară Maria cu toți sfinții, pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Miluim și ne și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cele ce au fost cu Maria și preasfântiatră răsturnată de pe mormânt, auzit au de la înger, pentru ce căutați printre morți ca pe un om pe cel ce într-o lumina cea pură viitoare este? Vedeți giulgiurile cele de îngropare, alergați și vestiți lumii că a înviat Domnul Hristos omorând moartea, că este Fiul al lui Dumnezeu, cel ce mântuiește neamul omenesc. Hristos a înviat din morți la dumnezeiască strașă de Dumnezeu grăitorul, avacum să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, grăind cu mare glas: astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos ca cel atotputernic. Hristos a înviat din morți, arde bărbătească cu cel ce a deschis pântecele fecioresc, posta Hristos, iar ca om ielușel s-a chemat, cel fără prihană, paștele noastre, cel ce n-a gustat închinăciune, ca un Dumnezeu adevărat, desăvârșit s-a numit. Hristos a înviat din morți ca un mielușel de un an, cu luna cea binecuvântată de noi, Hristos, de voie pentru toți s-a jertfit paștile cele curățitoare. Și iarăși din mormânt a strălucit nouă frumos soarele dreptății. Hristos a înviat din morți, să mânecăm cu mânecare adâncă și în loc de mir, cântare să aducem Stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor, viață răsărind. Hristos a înviat de morți, miros divirea ta cea nemăsurată, văzând-o cei ținuți în legăturile iadului, spre lumină se grăbeau, Hristoase cu picioare vesele, lăudând paștile cele veșnice. Hristos a înviat din morți, să ne apropiem purtătorilor de lumină, de Hristos cel ce a ieșit din mormânt ca un mire, și să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice, paștile lui Dumnezeu, cele mântuitoare.
iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfântă, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o. Prea Sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne, cred. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă. Fie, Doamne! Că s-a sfințit și s-a prea slăvit, prea cinstit, duși de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. S-a înviat din morți, coborâtu-te-ai, pentru cele mai de jos ale pământului, ai sfărâmat în cuietorile cele veșnice, care ținau pe cei legați Hristoase, iar a treia zi, precum Iona din chip, ai înviat din mormânt. Hristos a înviat din morți, păzind pecețile întregi Hristoase. Ai înviat din mormânt cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei prin nașterea Ta și ne-ai deschis nouă ușile Raiului. Hristos a înviat din morți, Mântuitorul meu, jertfa cea vie și nejertfită. Ca un Dumnezeu pe tine însuți de voie, aducându-te Tatălui, ai sculat pe Adam, cu tot neamul învind din nou din mormânt. Hristos a Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea Sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Și ne și pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Fie, Doamne! Ești curatul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ai și pogorit din mormânt cel acești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor Hristoase, Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe,
bucurați-vă și apostolilor pace dăruindu-le celă ce dai celor căzuți, ridicare. Pe soarele cel mai înainte de soare, care a pus soare când în mormânt, întâmpinatul au către dimineață, căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenilor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață, purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giunge a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare. Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce, bucurie la toată lumea, totdeauna binecuvântând pe Domnul. Lăudăm învierea Lui, răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat. Învind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, a dăruit nouă viață veșnică și mare milă. Hristos a înviat din morți, cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-se om, pătimește ca un muritor, și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii. Cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri și preaslăvit. Hristos a înviat din morți, femeile cele de Dumnezeu înțelepcite, cu miruri către Tine au alergat și bucurându-se s-au închinat Ție, Dumnezeului celui viu, pe care ca pe un mort cu lacrimi te căutau, și pașile cele de taină ucenicilor Tăi, Hristoase, le-au binevestit. Hristos a înviat din mort, răzluim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți veșnice, și saltând lăudăm pe pricinuitorul, cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri și preaslăvit. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, Dumnezeul Tău! Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curata, prea binecuvântată, părinta asupra noastră, de Dumnezeu născătoarea, Sfântă Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ești Mântuitorul și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu!
împărăției tale, binecuvântată și preamărită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, aceasta aleasă și sfântă zi, cea dintâia săptămânii, împărăteasa și Doamna, praznic al praznicelor, este și sărbătoare a sărbătorilor, pentru care binecuvântăm pe Hristos în veci. Hristos a înviat din morți, venit din rodul cel nou al viței, al dumnezeieștii veselii, în ziua cea vestită a învierii. Împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe Dumnezeul ca pe un Dumnezeu în veci. Hristos a înviat din morți, ridică împrejur ochii tăi, Sioane, și vezi că iată au venit la tine fiii tăi, ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la apus și de la miază noapte, și de la mare și de la răsărit, pentru tine binecuvântând pe Hristos în veci. Hristos a înviat din morți, Părinte atoțitorule, și cuvinte și Duhule, firea aceea ce ești una între ipostasuri, mai presus de ființă și de dumnezeire, pentru tine ne-am botezat și pe tine te binecuvântăm întru toți vecii. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și ne păzește, Dumnezeule, în harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărită stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește pe noi! Pe noi și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! S-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o înviere a celui născut al tău. Cerul a strigat cele pline de dar, curată Fecioară, bucură-te și iarăși zic, bucură-te că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Mărește sufletul meu pe Cel ce a înviat a treia zi din mormânt, pe Hristos, Dătătorul de viață. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te pentru învierea celui născut al tău. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos
a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Deșteptată-i după ce a dormit pe cei morți din veac, răcnind împărătește ca un leu din Iuda Magdalena Maria alergat la mormânt și pe Hristos văzându-l ca pe un grădinar l-a întrebat: Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-un vierea celui născut al tău. Înger strălucitor către femeie a strigat: Nu mai plângeți că Hristos a înviat! Hristos a înviat, Cel ce a călcat moartea și pe morți a ridicat! Popoare, veseliți-vă! Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-un vierea celui născut al tău. Bucură-te, Fecioară, bucură-te, bucură-te, binecuvântată, bucură-te, preamărită, că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. O Dumnezeiescul, o iubitul, o prea dulcele tău glas, căci cu noi ai făgăduit să fii cu adevărat până la sfârșitul veacului, Hristoase, pe care întărire de nădejde credincioșii avându-te ne bucurăm. Părește sufletul meu stăpânirea cea-ntre ipostasuri și nedespărțită dumnezeire. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-un vierea celui născut al tău. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții, pomenindu-o. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să ne luminăm cu prăznuirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere. Și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viața dăruindu-le. Hristos a Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu moartea pre moarte
Iară de la fața focului toți cei care-l urăsc pe el. Hristos a înviat din morți, o moartea pe moarte cântând și celor din morți. Topește fumul și nu mai este, cum se trece cerul de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcăm și cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim pentru ea. Sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miloiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unitatea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miloiește! Pentru Sfântul Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru necredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei roviți și mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia,
Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu farul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și cururea Fecioară Maria cu toți Sfinții pomenindu-o. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strigați Domnului tot pământul, cântați numele Lui Lui, dați slavă laudei Lui, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Iisus Dumnezeu, când suntem picocetoare lucrurile tale, într-o mulțimea puterii tale, minții vor ție vrăjmașii tăi, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții pomenind-o. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Ție, și a Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, spre noi, Cel ce scântăm ție, aleluia. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră fate întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Marele neschimbat i-ai întrupa și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime,
pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește și ne păzește, Dumnezeule, în harul Tău. Doamne, miluiește! Pentru a Sfânta curata, prea binecuvântată, mărită, stăpână noastră, de Dumnezeu născătoră, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Și reși unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să vă dăm. Ție, Doamne! Bun și viitor de oameni și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iasă Dumnezeu risipindu-se vrăjmașilui și fugind de la fața lui cei ce răspândând sfântul Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte cardând și celor din morminte viață dăruindu-le. Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului, Hristos a Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, trăgând și celor din morminte viața. Biserici, binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți. Pre noi, cei ce scântăm ție, Aleluia! Voi să ne rugăm, Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, Aleluia! Cât în Hristos
slavă Domnului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Tuturor și Duhului tău. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-un ea. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Înțelepciune din faptele Sfinților Apostoli, citire. Să luăm aminte! În cartea cea dintâi am scris-o, Teofile, despre toate câte a făcut și a învățat Iisus, de la început până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, a dat poruncile sale apostolilor pe care i-a ales. După patima sa, Iisus li s-a arătat pe sine viu prin multe semne doveditoare și li s-a făcut văzut timp de 40 de zile, vorbindu-le despre cele privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și când era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, și să aștepte pădăduința Tatălui, pe care i-a zis de la Ioan a botezat cu apă, iar voi, incluând după aceste zile, vă veți boteza cu Duhul Sfânt. Atunci ucenicii care erau adunați acolo l-au întrebat și au zis: Doamne, oare în vremea aceasta vei așeza tu la loc împărăția lui Israel? Iar el le-a spus: Nu este al vostru ca să știți vremurile sau soroacele pe care Tatăl le-a pus într-o asa stăpânire, ci voi, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, veți lua putere și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Pace ție, frate și viitorule, și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, după Sfântul Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. La început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era dintr-un început de la Dumnezeu, toate prin dânsul s-au făcut și fără dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. În dânsul era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina în întuneric luminează
și cum tunericul nu a cuprins-o, posta om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan, a venit spre mărturie, să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă în el. Nu era el lumina, cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era și lumea prin dânsul s-a făcut, lumea nu l-a cunoscut, într-o ale sale a venit, iar ai săi nu l-au primit. Iar celor câți l-au primit pe dânsul și crede în numele lui, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, fiind născuți nu din sânge sau din păcat, nici din poftă, ci de la Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup, s-a sălășluit între noi și am văzut slava lui, slava unui a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisea despre dânsul și zicea: acesta este despre care am spus, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Din plinătatea lui noi toți am luat har peste har. Legea s-a dat prin Moise și harul și adevărul prin Iisus Hristos. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot sufletul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, cu mare îndrător, ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, pentru sănătatea lor și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, ieromonachii, rodiaconi, monachii, monachii, pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții viitori ai Sfintei Biserici acesteia, Dumitru, Smaranda, Ioan preotul, pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și
frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, cercetarea, lăsarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, chenuriași, închinători, rugători, ostenitori, pentru binefăcătorii acestui sfânt lăcaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Rugați-vă, cei chemați, Domnul! Doamne, miluiește! Cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiască pe dânșii. Doamne, miluiește! Să-i învețe pe dânșii cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Să le descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Să-i unească pe dânșii cu sfânta sa suvornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește, apără și păzește Dumnezeule în harul tău. Doamne, miluiește! Cei chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Ție, Doamne! Și aceștia împreună cu noi să slăbească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Cât suntem credincioși, iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, în harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune, ca cu stăpânirea Domn, totdeauna fiind păzit, e slava să ne alțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slujba acestei jertfe liturgice, tu singur stăpânești peste cele cerești și peste cele pământești. Domnul Ierubinilor, Împăratul Serafimilor, Împăratul Israel, pe tine te rog, cel ce singur ești, nu împărățește Dumnezeu, ești cel ce a dat, cel ce a dus, cel ce primești, cel ce te împarți, ție slavă, ție înțeleg, Tatălui și Fiului și Sfântului
acum și pururea și Oh,
penal sfințitule părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, armata țării noastre, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, preoții, romonahii, diacon, diacon, monași, monahii, tocinul, monahași și clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhei bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire titore acestui sfânt locaș, în al preasfințitul Eftimie, preotul Ioan, preotul Mihai, preotul Dumitru, preotul Ioan, Dimitrie, Bogdan, Smaranda, Teodore, Manuel, Lascarachi, alți titori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Cu adormire, eroi, martiri, ostași, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru demnitatea și libertatea poporului, pentru întregirea neamului, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe cei dintr-o rudenie și seminție cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Domnului, Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și frică de Dumnezeu, intră într-însa Domnului, Doamne, să ne rugăm, miluiește! Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, în harul tău. Doamne, miluiește! La toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare pentru greșelile noastre, la Domnul să cerem. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace în lume, la Domnul să cerem. Doamne!
vieților noastre în pace și în căința o săvârși la Domnul Doamne! Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, pururea Fecioară Maria cu toți sfinții, Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Și toată viața lui Hristos Dumnezeu să vă dăm! Ție, Doamne! Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, prea sfânt și bun și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Iubite voi, Doamne, Părintele Previul și pre ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atoțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele Pontiu Pilat, a pătimit și s-a înlocat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, și la ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă, în pacea o aduce. Mila păcii, jertfa laudei. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi toți. Și cu Duhul Tău. Sus să vă mulțumim Domnului cu vrednicie și dreptate. Este închinată, te lăudată, dreptate este. Mulțumiția ta închinată, tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu negreit, necumpărit, cuvântul nevăzutului și Sfântului Duh. Din ființă la ființă ne și noi și pentru toate acestea, mulțumim și spunea toate pe care le știm și pe care nu le știm. Cântare divinuință cântând, strigând glas înălțând și grăind.
dat pe sine. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Osana pentru cei Iisus. Luați-mi toți, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Amin. Acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Ale tale, dintr-o ale tale, îți aducem de toate și pentru toate. Yeah.
miluiește, Doamne! Pe înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreg cinstit sănătos, îndelungate zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pretoar și pretoate, și ne dă nouă cu o curăși o inimă, a slăbit și a cântat, prea cinstitul și de mare cuvință în numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și prulea și în vecii vecilor. Amin. Să fie bine mare Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele darul ce s-au dus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păsește pe noi, Dumnezeule. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși la Domnul să cere. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos să cere. Doamne! Date credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne! Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel ceresc, și a zice... Să încercăm. Tatăl nostru, Father.
Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhul Tău. Capetele voastre, Domnului, să le plecați. Ție, Doamne. Cu harul, cu îndurările, cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, preasfânt și bun și de viață, Păzătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amintei Sfintele, Sfinților, cunoscând bunul Domn Iisus Hristos, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Cu moartea pe moarte cărcând și celor din mormintă, viață dăruindu-le. Nu spre judecată sau sândă să ne fie părtășia cu Sfintele tale, Doamne, Hristos din morția înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, și lumea întreaga lumina. Adevărat, adevărat a înviat. Și dacă El ar fi venit, Hristos a înviat, Hristos a înviat, s-ar fi mântuit, adevărat ar fi înviat, făcat din moarte să-l vie, Hristos a înviat, Hristos a înviat, de tine să ne apropie, adevărat. Hristos din morți a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, unde să fie.
adevărata înviat. Din mormânt întunecat, ați Hristos a înviat, a înviat, a înviat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a luminat, s-a luminat, a înviat, a înviat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a luminat. Îngerii din cer de sus, ca mărire lui Iisus, lui Iisus, El ne-a spus, lui Hristos, lui Hristos, lui Hristos, lui Hristos, care din păcat ne-a spus. Păsările ciripesc, toate florile înfloresc, 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 Paștile sărbătoresc, sărbătoresc, înfloresc, 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 Paștile sărbătoresc. Să cântăm cu adevărat, ați Hristos a înviat, a înviat. Viață veșnică ne-a dat, El ne-a dat, a înviat, a înviat, a înviat, a înviat, viață veșnică ne-a dat. Frică-le Dumnezeu, cu credință și dragoste, apropiați-vă! Hristos a înviat din mor, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață găruindu-le. Împărtășește omul Dumnezeu, cinstitul trup și sfântul sânge al Domnului și Dumnezeu și Mântuitorului Hristos, pe care mă dat. Lucrul lui Hristos Vasile, din izvorul se împărtășește omul Dumnezeu.